La început de an, primarul comunei Fundeni, Gheorghiță Cărtușanu, a făcut bilanțul anului 2023 și a prezentat reușitele pe care le-a înregistrat. Anul trecut, proiectele derulate de edil au vizat trei domenii esențiale pentru orice comunitate, spune acesta. În 2023 am continuat să ne axăm pe îmbunătățirea sectorului sănătății, educației și sportului în comuna Fundeni. Aceste domenii reprezintă temelia unei comunități sănătoase și prospere, de 5.570 de locuitori, din care 41 de membri noi născuți în 2023. În calitate de primar, am considerat că este crucial să ne concentrăm eforturile asupra acestor aspecte pentru a asigura un mediu de viață în care locuitorii să se poată bucura de o calitate din ce în ce mai bună. Una dintre realizările de anul trecut este modernizarea dispensarului din localitate. În ceea ce privește domeniul sănătății, am modernizat dispensarul și l-am pus în funcțiune, beneficiind acum de servicii furnizate de doi medici de familie și un medic stomatolog. Pentru a fi cât mai aproape de locuitori, am autorizat și funcționarea unui farmacic care să asigure accesul la medicamente esențiale. De modernizare au beneficiat și unitățile de învățământ din Fundeni. Pentru a răspunde nevoilor educaționale, sunt funcționale cele trei școli cu o capacitate de 410 locuri pentru clasele 1-8. În plus, există și grădiniță ultramodernă pentru cei mai mici locuitori. Și terenul de sport completează investițiile anului trecut. Imaginile pe care noi vi le propunem să le vedeți și în realitate, numai pe vorbe, cred că spune cam tot. Totuși, edilul spune că birocrația îngreunează derularea proiectelor la nivel local. De aceea, are în plan să candideze și la următoarele alegeri pentru a-și putea duce la bun sfârșit proiectele pe care le-a început. Majoritatea proiectelor, cu tot respectul, îl spun cu toată dragostea, durează între 1, 2 ani, 3 ani, sunt proiecte care nici în ciclu de 4 ani nu a fost aprobat. Este o muncă unei echipe, este o muncă a mea și este normal să continui derularea lor și finalizarea lor. Să o iei de la zero, nu este ok. Sunt proiecte pe care comunitatea le așteaptă. Sunt proiecte pe care noi le-am implementat și sunt destul de multe. Dorim să continuăm să finalizăm proiectele și în următorul ciclu de 4 ani. Pentru unele proiecte, echipa primăriei a lucrat și 3 ani de zile, spune primarul. Dacă vă dau exemplu de apă canal, anul acesta, deci noi ne apucăm, a durat undeva la 3 ani. Sunt și alte proiecte. Parcul fotovoltaic. Îl avem de 2 ani, 2 ani jumătate. Am reușit, am câștigat și mai avem. Mai durează încă un an de zile, mai durează încă un an să-l finalizez. Procedura de licitație, de execuție și finalizarea lui. Gheorghiță Cărtușanu este la al 5-lea mandat de primar în comuna Fundeni. În 2020, edilul a câștigat alegerile cu un scor de peste 55%. Îți dorești servicii publice digitalizate și performante, mai multă transparență în activitatea administrației publice județene și acces la servicii publice partajate? Consiliul Județean Călăraș implementează proiectul Soluții Informatice Integrate pentru Simplificarea Administrativă și Reducerea Birocrației prin digitalizarea serviciilor publice partajate la nivelul Consiliului Județean Călăraș. Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European.